Vă salut, dragii mei prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Aceasta este motocoasa Roris 440C. Aici am suportul pe care în videoclipul trecut v-am spus că l-am cumpărat de la cei de la Roris. Acestea sunt șuruburile care prind suportul pe tijă. Bineînțeles, nu le avea incluse în pachet, era decât suportul cu partea de sus. Nu mai știu ce am făcut, am pus-o undeva, nu mai știu unde am pus-o. Oricum o să-l dau la cineva ăsta, nu o să-l arunc. Dar m-am bătut de aceeași problemă. Eu în videoclipul trecut am greșit când v-am spus că diametrul coarnelor este de 21 de milimetri. Nu este așa, greșeala mea aparține, este de 22 de milimetri. Dar asta contează mai puțin. Ăsta fiind de 19 milimetri. Nu va prinde, aici vă arăt acum aici, nu vă mai arăt acolo pentru că l-am pus pe motocoasă și nu prinde deloc și trebuie să-l modific. Am sunat între timp la cei de pe Rocopiese sau de la magazinul Rocopiese, generalmotor.ro, e același lucru, și i-am întrebat ce preț are sau ce preț au coarnele pentru motocoasă stil, coarnele dintr-o bucată, pentru că după cum vedeți, aceste coarne sunt similare cu cele de stil. Mi-a spus doamna că o să revină cu un telefon, că nu știe ce diametru are. Sunt 3 sau 4 ore de când am sunat. Încă nu m-a sunat nimeni. Nici nu o să mă mai sună. Când am văzut că trece o jumătate de oră și nu mă sună, am zis clar, nu mă mai sună nimeni. Pardon. Acum trebuie să iau flexul și să mă apuc de modificat. Pentru că aici am 19 mm, iar aici am 21. Și după cum se vede, dragii mei, nu am ce să fac decât să modific. Deci trebuie în partea aici lateral, în partea asta, aici. Deci trebuie aici lateral, dragii mei prieteni, în partea stângă și în partea dreaptă, la fel și aici. Aici pe stânga și pe dreapta. Cât să intre puțin să prindă șuruburile, pentru că șuruburile sunt destul de scurte. Când am început filmarea, deci am început filmarea de mult, dar am pus pe pauză, am sunat între timp la cei de la Rocopiese să le spun care e problema și mi s-a descărcat telefonul, așa că am început să filmez din nou. Am pățit cu multe videoclipuri că mi s-a închis camera și am fost nevoit să filmez din nou. Acum o să le prind aceste bucăți din suport, o să le prind în menghină, o să iau flexul și o să mă apuc de treabă. Dragii mei, am ajuns și la menghină și pe asta cândva trebuie să o restaurez, să o revopsesc, să o curăț. Dar cândva în viitor apropiat, nu știu sigur când, pentru că foarte multe de făcut. Începem să-i dăm drumul.
Trebuie să verific, să văd cum stă acum pe coarne. Față de cum a fost, stă mult mai bine, dar parcă mai trebuie puțin, foarte puțin. Trebuie să am mare grijă să nu polizez nici prea mult. Am gândit la un moment dat, dar fiind faptul că nu am găsit o apărătoare pentru motocasă, pentru acest model de motocasă, exact cum a fost cealaltă. Este ei originală cu care a venit motocoasa, să cumpăr o altă motocoasă pe care să o folosești și cu firul și pe asta să o las doar atunci când o voi folosi la lucrări ceva mai mari. Dar o să vedea pe viitor. O să merg după motocoasă să o duc aici. Am adus și șuruburile, dragii mei. Bun. Partea aceea rămâne așa. Mă ocup de această parte, partea care vine pe tija motocoasei. Asta e partea de jos. Folosesc un polizor unghiular sau un flex Hitachi, e cumpărat din Dedeman. Sunt extrem de mulțumit de acest produs. Am văzut că de câțiva ani nu mai găsesc, sau cel puțin nu am mai găsit Hitachi, dar au Hikoki. Și nu știu dacă reușesc să focalizez. Dacă trebuie să iau și ochelarii de protecție jos. Aici scrie Hitachi Koki. Dar acum nu mai scrie. Deci pe ele, aici unde scrie pe ăsta Hitachi, pe celelalte care le găsiți la Dedeman, scrie Hikoki. Dar e același lucru. Deci sunt extrem de mulțumit de acest brand și recomand oricui.
Încă mai trebuie să modific. Am găsit pe niște site-uri în cele din urmă suport original, exact cum am avut eu pe această motocoasă, dar la un site era 36 de lei, ăla era un preț mai accesibil, pe altul era 72 de lei și pe alt site 110 lei. Acum dacă am dat bani și pe ăsta, am zis că mai bine modific pe ăsta, că asta e. Tot l-am cumpărat. Dragii mei, după aproape 20-30 de minute, am reușit cât de cât să rezolv problema. Am fost nevoit să intru aici mai mult și, după cum se vede, am cam deteriorat filetul. Am băgat un șurub în toate găurile și am refăcut din nou filetul cât de cât. Sper să țină. Asta se întâmplă atunci când mergi la serviciurile autorizate și nu-ți dau ceea ce trebuie, și chiar și pe magazinele de specialitate nu găsești. Am găsit în cele din urmă un suport original, exact cum a fost cel din fabrică, dar e puțin mai scump decât îmi permit eu acum. Și la câte cheltuieli am mai avut în plus, sincer să fiu, acum chiar nu-mi permit acest lucru. Dar pe viitor sper să-l schimb. Mai întâi să-l pun, să pun coarnele. Cred că se vede ce fac.
Acum nu e exact cum ar trebui să fie, dar față de cum a fost, e foarte bine. Foarte urât e că dai niște bani pe anumite produse și nu e ceea ce ar trebui să fie. Asta este cel mai urât lucru. Dar asta e. Bine, l-am prins deocamdată așa, doar cu două șuruburi, oricum nu o să rămână el așa. Ideea era să stea cât de cât rezemată și motocoasă de ceva. Oricum, când o să mai am timp, o să caut eu pe net mai multe modele de suporți universali pentru motocoasă cu diametrul de 21 de mm. Trebuie să găsesc. Pentru că dacă cei de la Rocco piese nu au, nu înseamnă că alți comercianți nu dețin acest asemenea produse. Oricum va mai trebui să le mai modific eu. Asta e doar așa. Măcar bine că pot să le pun. Ideea e să pot să folosesc motocoasta.
Din punct de vedere al funcționării motorului, n-am ce să zic, sunt extrem de mulțumit. Deci, să ai o motocoasă chinezească care să țină totuși 6 ani, fără reparații, fiind chinezească, e ceva. Deci, pentru mine e o performanță. Nu să le strâng prea tare, doar așa cu simț. S-au auzit și niște pocnituri și nu vreau să se deterioreze, e că să mi se rupă ceva. E altceva, ține mai bine. Sincer să fiu, nu o să mă deranjeze pe mine faptul că aici e această distanță. Pe mine chiar nu mă deranjează, chiar dacă l-am și modificat. Ideea e că am rezolvat problema. Oricum va mai trebui să mai reglez, dar asta pe viitor. Era și timpul, dragii mei, să reușesc să rezolv această problemă. Pe viitor va trebui să modific și... Nu să modific, pardon, să restaurez și această menghină. Că uitați, e extrem de ruginită, asta e culoarea ei originală. Eu, mie mi-a rămas de la cealaltă mașină niște spray, e un gri metalizat. Acum, ce să fac cu el? Pentru că actuala mașină pe care o am e de culoare albastră, nu am ce să fac cu acel spray și o să-l folosesc aici. Dar asta pe viitor. Trebuie să am timp într-o zi să mă ocup de ea. Așa. Dragii mei, vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc din tot sufletul că mă urmăriți. Deci v-am mai spus, nemulțumirea care o am eu la această motocoasă, sau care am avut-o, vă și arăt după ce o întorc. Prima dată s-a rupt suportul dintre rezervor și motor. Acest suport, vedeți, acesta este făcut din tablă ceva, e groasă, dar destul de moale, era un material foarte prost. Aici a avut o tablă din protecție din... Deci era o tablă de protecție, un suport de protecție din tablă sau dintr-un aliaj. Mi-a venit să strâns. Și s-a rupt și ăsta. După ce s-a rupt ăsta, s-a rupt... Acum mai știu sigur care s-a rupt. Ăsta s-a rupt prima dată, să cred că ăsta de jos, apoi s-a rupt ăsta și apoi mi-a găzut rezervorul. Am lucrat multă vreme fără această protecție, s-a spart rezervorul, am dat 70 de lei pe el și pe rog o piesă e undeva la 20 de lei, dacă nu mă înșel. Sau 20. În orice caz, e foarte ieftin. În fine, nu mai contează. Am mers la magazinul Ruris, de unde am cumpărat eu din Baia Mare acest motoutilaj. Le-am spus care e problema, mi-au arătat la acel suport din tablă sau din aliaj, care era 13 lei și ceva, și acest suport din plastic, care a costat 7 lei. Când am văzut că ăsta e mult mai gros în carne și e plastic, am zis, bă, dă-mi-l pe ăsta. Și e deja e pe al 7-lea an și încă o să funcționeze. În videoclipul trecut v-am spus că
am mai avut probleme la această motocoasă cu garnitura dintre eșapament și rezervor. Nu mai stau acum să desfac capacul, dar dacă ridic aici, deci nu știu cum o să pot să țin și telefonul. Puțin că rezolv imediat problema. Deci de aici, dintre galeria dintre galeria de evacuare și eșapament, venea o garnitură până jos, era încovoiată și ieșea aici. Aici între partea de sus a rezervorului și între partea de jos a eșapamentului. Cei de la Ruris, atunci, după ce le-am spus că încă era în perioada de garanție, au spus că aia nu intră în garanție. Asta e, nu intră. Au spus că o să aducă, după aceea au spus că nu au de unde să aducă. Până la urmă am făcut eu una din clingărit. După aceea, anul trecut, când am cumpărat setul motor ca să îl schimb, dacă se observă, sper să focalizez, se vede că este nou. Am cumpărat și un kit de garnituri cu simeringuri. Am zis că e posibil să fie pe viitor schimbate și atunci am zis, bă, hai că le iau. Că nu a fost cumpărat, și dacă am dat 5 sau 6 lei sau 10 lei, dacă am dat pe el. Deci a fost foarte ieftin. Și era și o garnitură. Această garnitură care vine de aici până cam pe aici. Deci cam de aici până cam pe aici, așa vine. În rest, n-am avut alte probleme. Cam ai făcut probleme cu pornirea. Era să uit. Am schimbat kitul de garnituri din carburator, pentru că deja nu mai puteam să o reglez. O reglam, se deregla din nou. Și de când am schimbat setul de garnituri, n-am mai avut probleme. Deci asta s-a întâmplat anul trecut, în 2021. Atunci am împlinit 6 ani de când o am. Eu zic că e destul de ok. Bine, în ultimii ani, de când mai avem vacă, când mai avem vaci, că aveam 2 vaci, nu mai cosesc pe câmp decât curtea casei, da? Câțiva ani după ce am luat-o, cred că până prin 2018, deci 3 sau 4 ani după ce am cumpărat-o, am cosit, frate, pe câmp și am cosit cu ea. Deci când, în momentul în care am pornit-o, am oprit-o atunci când s-a terminat. Când s-a oprit ea, că s-a terminat benzina din rezervor. Deci, n-am ce să zic. Până să am vreun produs Ruris, ziceam de produsele Ruris că nu sunt bune deloc. Cauzeam și eu pe alții. Fraților, după ce am cumpărat această motocoasă, mi-a schimbat total părerea. Pentru că, în afară de aceste defecte minore, n-am mai avut alt defect. Că mai făcea figuri cu pornirea, mai trebuia aerisită camera de ardere, curățată bujia, e ceva, deci e o chestie minoră, nu e o problemă. În rest, fraților, având în vedere că e chinezească, pentru că mi-a spus atunci când am cumpărat eu această motocoasă, stând la autobuz, așteptând să vină șoferul ca să-l bag motocoasa în cală autobuzului, mi-a spus un domn că și-a cumpărat și el dintr-un magazin o motocoasă, tot așa chinezească, la 500 și ceva de lei, și a pornit-o, i-a făcut rodajul, a cosit de câteva ori și nu mai poate să pornească. Acum asta depinde și cum le nimerim. Am
prieten, fost coleg de serviciu, care de foarte mulți ani lucrează la Dedeman și chiar acolo m-aș întâlnit cu el. La raionul de grădină, el este la alt raion, dar omul a venit să-și cumpere un lanț pentru drujbă. Și mă întâlnesc cu el, salut Marius, ce faci? Salut Claudiu! Bă, frate, zice asta, am venit să-mi iau și eu un lanț la o drujbă chinezească de 10 ani. Și l-am întrebat, ai avut probleme cu ea? Bă, frate, n-am avut. Acum depinde cum ne nimerim, cum ne folosim. Și eu sunt destul de mulțumit, sau foarte mulțumit de drujba DAC 505S, dat fiind faptul că este o chinezărie. Când îmi amintesc câte lemne am doborât în pădure. Am doborât și pe câmp, am doborât pruni, am doborât nuci, în pădure am doborât carpen, am doborât chiar și cireș în pădure. Am doborât și fag, câțiva fagi extrem de groși și am fost foarte mulțumit. Ce nu-mi place la cei de la Ruris, că prețurile la ei sunt destul de mari față de alte produse cu aceleași caracteristici, doar brandul diferă. Și uneori unele piese pe care ți le aduc ei nu potrivesc. Sau accesorii. Și din această cauză eu nu mai duc utilajele mele la service, prefer să intru pe Rocco Piese, Terra Motors, piese de drujbă, sunt mai multe site-uri de unde puteți să vă cumpărați piese pentru drujbă, puteți să le reparați voi acasă. Sunt tutoriale pe YouTube foarte multe în care vă explică pas cu pas cum să faceți, cum să vă reglați corect drujba, cum să reglați turația la drujbă, cum să ascuțiți lanțul, cum să refaceți orice reparație, dragii mei. Orice reparație cap-coadă. Îți trebuie câteva scule, o investiție, dar după mine eu zic că merită, pentru că după aceea nu mai e treabă. Dragii mei, vă doresc multă sănătate, vă mulțumesc că mă urmăriți și să ne revedem în alt videoclip. Pe curând!